Începând de astăzi, 16 ianuarie, ora 17, zona de munte a județului Mehedin se află sub incidența atenționării meteorologice cod galben, ce vizează intensificări susținute ale vântului, valabilă până marți, 17 ianuarie, conform informării transmise de către Administrația Națională de Meteorologie. Vântul va prezenta intensificări în zona de munte a județelor Mehedinți, Gorj și Vâlcea, cu viteze de 60-80 de km la oră. La altitudini de peste 1700 de metri, rafalele vor depăși 100 de km la oră, fiind prognozate vizibilitate scăzută și viscol. Totodată, începând de astăzi de la ora 17, va intra în vigoare o informare meteorologică ce vizează precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului și viscol în zona montană înaltă, valabilă până joi, 19 ianuarie, ora 20, pentru cea mai mare parte a Olteniei. Pentru prevenirea unor situații de urgență pe durata manifestării vântului puternic, ISU Mehedinți recomandă cetățenilor să întrerupă orice activitate desfășurată în aer liber și să se adăpostească în imobile sau spații închise care să le asigure protecția. Până mâine seară, la ora 22, zona de munte a județului Mehedinți se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează intensificări susținute ale vântului. Pentru prevenirea unor situații de urgență pe durata manifestării vântului puternic, le recomandăm cetățenilor să întrerupă orice activitate desfășurată în aer liber și să se adăpostească în imobile sau alte spații închise care să le asigure protecția. Dacă se află un autovehicul, trebuie să se îndepărteze pe cât posibil de zona în care vântul suflă cu putere și să rămână în interiorul acestuia, portând centura de siguranță. Înainte de a pleca la drum, aceștia sunt sfătuiți să-și echipeze corespunzător autovehiculele pentru circulația în condiții de iarnă și să se asigure că rezervorul de combustibil este plin, iar sistemul de încălzire funcționează eficient. Dacă se află în autovehicul, trebuie să se îndepărteze pe cât posibil de zona în care vântul suflă cu putere și să rămână în interiorul acestuia purtând centura de siguranță. Să folosească numărul unic de urgență 112 doar atunci când viața lor sau a altor persoane este pusă în pericol. Înainte de a pleca la drum, cetățenii sunt sfătuiți să-și echipeze corespunzător autovehiculele pentru circulația în condiții de iarnă. Anvelope specifice sezonului rece, lanțuri antiderapante, săculeți cu nisip, lopată. Să se asigure că rezervorul de combustibil este plin, iar sistemul de încălzire funcționează eficient. Pompierii mehedințeni sunt la datorie, fiind pregătiți să intervină în sprijinul comunităților pentru limitarea și înlăturarea posibilelor efecte.